Toată săptămâna care a trecut s-a vorbit despre sărbătoarea, ziceți voi, îi puteți zice în multe feluri. Totul s-a învârtit în jurul iubirii. Și eu trebuie să vă spun, dragii mei, cu oarecare strângere de inimă. Cei mai mulți oameni care vorbesc despre iubire, nici măcar nu știu ce e iubirea. Acum, să nu mi-o luați în nume de rău și să ziceți că eu desconsider pe cei ce vorbesc despre iubire. Vai câți oameni confundă iubirea cu o poftă și atâta tot. Vai ce mulți oameni nu înțeleg că iubirea trebuie să stea într-un angajament ferm. Vai ce mulți oameni sunt aceia care nu înțeleg că iubirea nu este doar un fior sau fluturi în stomac sau ceva de felul acesta, ci este nespus mai mult. Și acum, dacă voi sunteți adunați la oaltă, astăzi aici, vă rog să mă îngăduiți, de la înălțimea vârstei mele, să mă uit spre voi ca și spre copiii mei și să vă sfătuiesc. Cine dintre voi iubește poezia? <laughs> Aia era pe vremea noastră, poezia. <laughs> Ei bine, de Lucian Blaga știți toți, nu-i așa? Cum îl știți? Ca poet, ca filozof? ca a fost și una și alta, a fost multe. Ei bine, Blaga are o poezie intitulată Trei fețe. Și uitați-vă cât de simplă e poezia aceasta, dar e atât de grăitoare. El descrie în poezia aceasta trei portrete, trei vârste diferite. Și zice blaga așa în poezia lui: Copilul râde. Înțelepciunea și iubirea mea e jocul. Tânărul cântă jocul și înțelepciunea mea e iubirea. Bătrânul tace. Jocul și iubirea mea e înțelepciunea. Trei vârste în care sunt trei căutări diferite. Ce caută mai mult un copil? Joaca. Ce caută mai mult un bătrân? Înțelepciunea. Ce caută mai mult un tânăr? Tinerii sunt la vârsta marilor iubiri. Acum am zis plural, marile iubiri, să nu înțeleagă cineva altceva. Era o arie de operetă care zicea între altele așa, fluturași, nu mai ai aripioare ca să zboare din floare în floare. Fluturaș, nu mai ai aripioare, Domnul Conte ți le-a retezat. Când este vorba de pocăiți, zic așa, fluturaș, nu mai are aripioare ca să zboare din floare în floare, fluturaș, nu mai are aripioare, Domnul Iisus ți le-a retezat. Adică nu vorbim despre iubiri din acestea pasagere, ci cred că orice tânăr serios caută iubirea vieții lui. Ei bine, dragii mei, aș vrea să mă îngăduiți astăzi să vă spun că sunt calificat să vă vorbesc. Am trecut pe la vârsta voastră. Am fost acolo. Și știu că la vârsta voastră se aprind cu atâta ușurință focurile dragostei. Iubirea se aprinde așa de ușor. Și ajungi la tinerețe să trăiești cu atâta intensitate iubirea. Însă nu de puține ori, iubirile lipsite de, ra de raționament fac adevărate dezastre în viețile celor tineri și dezastrul poate să rămână multă vreme. Astăzi eram cu soția mea în mașină și eram la zebră și am văzut două fete care traversau strada. Toată lumea era a lor. Și am zis, bietele fete la vârsta lor, acum noi suntem din categoria a treia aia cu bătrânul tace, știți? Am zis, bietele fete la vârsta lor, cred că toată lumea e a lor. Și am zis soției mele așa, numai că la vârsta asta pot să facă greșeli care să le coste pentru tot restul vieților. lor. E bine, dacă în această seară stau în fața voastră, a celor care sunteți la vârsta marilor iubiri, a celor care căutați iubirea vieții voastre, care vă gândiți cu speranță spre persoana iubită lângă care vă veți petrece restul zilelor, lăsați-mă astăzi să vă spun că terenul pentru iubirea vieții trebuie bine, bine, bine pregătit. Când vine iubirea, trebuie să te găsească așezat pe teren sănătos și solid. Dragii mei, de aici vreau să desprindem învățături care să fie de folos fiecăruia dintre voi. Toată scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să îndemne, să mustre, să dea înțelepciune în neprihănire. Și acum, dragii mei, cartea asta, Scriptura, o oh, câte lucruri frumoase ne spune ea, dar este un capitol în cartea Eclesiastul. Citiți voi, nu vă spun capitolul, citiți Eclesiastul. E o carte de înțelepciune. Asta le place la bătrâni. Ei bine, este un capitol care zice așa, orice lucru își are vremea lui. Și știți ce zice în capitolul acela? Zice așa, iubitul își are vremea lui. Dragii mei, n-am spus unde e capitolul, că v-ar fi pus pe ecran și după aia nu mai citiți Eclesiastul. Pe de altă parte, Scriptura, într-o carte scrisă de același autor care a scris Eclesiastul, am zis de Eclesiastul, da? Într-o carte scrisă de același autor, zice așa, Vă jur, fiice ale Ierusalimului, nu stârniți dragostea până nu vine ea. Să-l citiți pe Solomon. Cu alte cuvinte, când Scriptura zice, nu stârniți dragostea până nu vine ea, e foarte important să ne asigurăm că atunci când ea vine, să vină pe un teren pregătit. Și despre pregătirea acestui teren aș vrea să vorbim în această seară. Pentru că Biblia are răspuns la toate situațiile din viața noastră. Dragi tineri, mai că aș face un concurs cu voi, îl fac pe un pix. Să, să vi-l dau cel mai frumos care l-am. Pe două pixuri. Nu, dacă îți doi câștigători. Hai să vedem. Cine știe fără să se uite în Biblie acum, de fapt nu prea aveți voi Biblie la voi, n emoții. Cine știe ce scrie în Geneza 24, despre ce e vorba acolo? Repede, cine vrea pixul? Da, 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 da. Pixul rămâne la... Cum? Cine a zis Isaac și Rebecca? Hai aici repede. Uite, îți dau un pix pe care scrie ceva în franceză, că e de la cult. <laughs> învață și franceză, de la cult nu am. <laughs> Dragi tineri, în Geneza 24 este o poveste foarte frumoasă și foarte folositoare, de mare folos fiecărui tânăr care vrea să se căsătorească bine. Și care vrea să aibă binecuvântarea lui Dumnezeu, pentru că vă rog să nu uitați: binecuvântarea Domnului îmbogățește, zice același autor pe care l-am citat mai înainte. Binecuvântarea Domnului îmbogățește și el nu lasă să fie urmată de niciun necaz. Adică, atunci când găsești iubirea după principiile Scripturii, iubirea aceea, te va face nu să ai necazuri în viață, ci te va face să te bucuri toată viața ta. Dragi tineri, promiteți-mi că veți citi acasă Geneza 24. Vă rog să-mi promiteți. Ziceți. E un capitol lung, de-aia nu vi-l citesc eu. Sunt vreo 67 de versete. V-aș citi până la 9. Dar nu-l citesc aici, dar voi face referire la Geneza 24 ca să vedeți cum s-a căsătorit Isaac. Și am să vă spun, pe scurt, Isaac avea deja o vârstă. Era un flăcău din ăla mai trecut. Și tatăl lui Avram era foarte preocupat de viitorul lui. Și Isaac era cu siguranță preocupat de viitorul lui și am dovadă pentru aceasta. Dar după obiceiul vremii, Aranjamentele pentru căsătorie în vremea aceea le făceau părinții. Și Avram l-a chemat la el pe slujitorul lui credincios, l-a pus să jure și a zis: Așa, eu sunt bătrân, dar aș vrea să te asiguri că fiul meu va avea o nevastă dintre fetele poporului meu. Nu de oriunde. Și atunci Scriptura zice că robul acela a luat zece cămile, le-a umplut cu toate bogățiile stăpânului. Cămilele poartă poveri. Toate bogățiile stăpânului erau acolo și a pornit în țara aceea îndepărtată. Și acolo a ajuns la o fântână. Când a ajuns la fântână a zis o rugăciune. Și a zis, Doamne Dumnezeul stăpânului meu Avram, te rog să-mi dai izbândă în călătoria mea, și a stat acolo și a pus un semn și a zis, Doamne, fata care va veni și care ei voi zice, dăm să beau, și care va zice, bea, și voi da de băut și cămilelor tale, aceea să fie fata hotărâtă de tine pentru fiul stăpânului meu. S-a dus la fântână și s-a întâmplat în tocmai. Ei bine, dragii mei, aș vrea să Învățăm ceva din lecția aceasta Câteva lucruri Am zis note pe portativul iubirii Că ați cântat în seara aceasta Domnul să vă binecuvânteze Vă place cântarea Și continuăm cu cântare Dar Maris, cine la instrument? Cine-mi dă un do? Da. Nu înseamnă că vă cânt Stați ușor Dar începem cu un do nu știu în care gamă, dar dă un do. dă să se audă tare. Asta e do. Și eu zic, prima notă pe care o pun pe portativul iubirii e domeniul căutării. Puteți să ziceți toți domeniul căutării? Domeniul căutării. Adică există un domeniu bine limitat în care putem să ne căutăm partenerul potrivit pentru viitoarea noastră căsătorie. Nu oriunde. De ce credeți că îi zice Avram așa robului său? Vă citez. Și te voi pune să juri pe Domnul Dumnezeul Cerului și Dumnezeul Pământului că nu vei lua fiului meu o nevastă dintre fetele cananiților în mijlocul cărora locuiesc, ci te vei duce în țara și la rudele mele să iei nevastă fiului meu Isaac. Dragii mei, Scriptura spune în termeni foarte clari, fără echivoc, nu vă înjugați la un jug nepotrivit cu cei necredincioși. Că și ce legătură este între neprihănire și fără de lege? Sau cum poate sta împreună lumina cu întunericul? Dragi tineri, pentru cei ce vreți să fiți binecuvântați de Domnul, în căsătoria voastră, în viitoarea voastră căsătorie, Vă rog să înțelegeți împreună cu mine că există un principiu clar. Domeniul căutării este bine delimitat de Dumnezeu. Nu poți să te duci să iei de oriunde, pe oricine. Avreame a spus robului său, du-te acolo și de acolo să o iei. Acum am o întrebare pentru voi. Care credeți voi că e domeniul în care trebuie să căutăm noi parteneri pentru căsătorie? Noi ca tineri, hai să mă bag cu voi. În unde? Care e domeniul acela? Dragul meu, nu vei găsi în discotecă. Nu-l vei găsi la discotecă. Nu-l vei găsi la club. Caută-l între cetățenii țării aceleia. Acolo trebuie să-ți cauți partenerul pentru căsătorie. Nu oriunde. Știu că există multe ispite pentru tineri. Multe ispite. Ești o tânără credincioasă și îți dă târcoale un făt frumos, care așa un băiat de treabă e. N-ați expresia asta? Ai mai bun ca un pocăit. Atât dacă nu-i pocăit, dar mai bun ca un pocăit. Dragii mei, ați auzit de predicatorul Spurgeon, ați auzit de el, marele predicator, prințul predicatorilor. S-a dus odată la el o fată firavă care se pregătea de căsătorie și a spus așa, eu vreau să mă căsătoresc, dar vă rog să-mi spuneți de ce e păcat să mă căsătoresc cu un tânăr care nu e ca și noi care nu e pocăit, care nu e credincios. De ce e păcat să mă căsătoresc cu un astfel de tânăr? Și spărge un om deștept, om deștept, era în biroul lui, stătea de vorbă cu ea și a zis la un moment dat, auzam o rugăminte pentru tine. Da, poftiți, fata, cum se cade. Ce te rog frumos, urcă -te pe masă. Și fata s-a urcat pe scaun, de pe scaun pe masă. După aceea, spărge ne-a întins mâna, stătea fata sus pe masă și a zis, te rog, trage acolo sus, lângă tine. Ăsta era, era mai bine făcut ca mine. <laughs> Și, biata fată, să asculte, a început bă, să tragă de el. Ăsta nici nu se clintea, nimic. Și atunci a făcut el un gest. A făcut numai atâta. Și fata, hop, a sărit jos de pe masă. Și a zis, ai înțeles despre ce e vorba. E așa de ușor să te tragă cineva jos, și e imposibil pentru tine, ca om, să-l ridici pe cineva sus. Eu nu zic că Dumnezeu nu poate să ridice pe cineva sus, dar ascultă-mă bine. Nu risca. Nu risca să cauți parteneri pentru căsătorie pe un domeniu străin. Nu risca să faci asta. Avram l-a pus pe robul său să jure. Că nu va lăsa cumva ca fiul său să se căsătorească cu o cananită, cu o străină. De aceea, vorbind despre domeniul căutării, nu știu dacă se vede că e scris mic, vorbind despre domeniul căutării, vă rog frumos, luați în considerare, căutați-vă iubirea vieții în biserică. Hai, ce era să ziceți, amin. Căutați-vă iubirea vieții în biserică. Eu nu vreau să par a fi partizan al unor concepții anume. Dar îngăduiți să vă spun că unul din biserică e întotdeauna, oricând un pocăit, care a crescut în casa lui Dumnezeu, care e cu teamă de Dumnezeu, oricând are șanse să fie mai bun decât altcineva. Deci ați înțeles care e domeniul căutării? Amin, bun. Mergem mai departe. Dăm un re. Ați auzit? Relația cu Dumnezeu este. Esențială când cauți iubirea vieții tale. Relația ta cu Dumnezeu este esențială. Nu-i destul domeniu, că în domeniu ăsta pot să vină mulți. Dar, vedeți voi, Dumnezeu le selectează rând pe rând. Pe domeniu acesta ajung și impostori să intre. Unii care au sărit gardul. Se poate. Însă, dragii mei, Aș vrea să înțelegeți că este importantă relația cu Dumnezeu dacă vrei să găsești iubirea vieții tale, aceea în care să se merite să investești sentimentul tău, să investești sufletul tău și tot ce este în tine. Trebuie să ai o relație sănătoasă cu Dumnezeu pentru aceasta. E atâta nevoie de ajutorul lui Dumnezeu când cauți pe cineva pentru viață, pentru viitor. Uitați-vă cum s-a rugat robul acesta la fântână. A zis, Doamne Dumnezeul stăpânului meu Avram, te rog, dă-mi zbânda astăzi și îndură de stăpânul meu Avram. Căutătorul trebuie să fie într-o foarte, foarte bună relație cu Dumnezeu. Dar în același timp e necesar ca și persoana căutată să fie și ea într-o relație foarte, foarte bună cu Dumnezeu. Ceea ce dă succes unui astfel de demers căutării este tocmai relația cu Dumnezeu. Vă rog să mă ascultați, tineri penticostali. Nu relația prorocului cu Dumnezeu este necesară, ci relația ta cu Dumnezeu. Că sunt atâția care se bizuiesc, ei trăiesc cum trăiesc, și se duc să-mi spună mie prorocul dacă e voia Domnului. Nu așa, dragul meu, voia Domnului ți-o spune Domnul ție. Prorocul poate cel mult să confirme ceea ce Dumnezeu ți-a spus. De aceea nu te bizui pe relația nu știu cui cu Dumnezeu și pe sfatul nu știu cui. Tu trebuie să ai o relație personală cu Dumnezeu, o relație sănătoasă. Asta este esențială când cauți în cine să investești iubirea ta pentru o viață întreagă. Dragii mei, de aceea aș vrea să vă îndemn. Relație cu Dumnezeu sănătoasă trebuie să ai tu ca și căutător, dar și cel pe care îl cauți trebuie să aibă o relație bună cu Dumnezeu. De aceea eu îndrăznesc să zic asta, asta se vede. Se vede ce relație are cineva cu Dumnezeu. Uitați-vă, da acum o fi ochiul meu bătrân și veți zice că e mai antrenat ochiul meu după atâta ani de privit în stânga și în dreapta, dar așa de bine îi vezi în biserică pe cei ce sunt serioși cu Dumnezeu și vezi pe cei ce nu sunt serioși cu Dumnezeu. Așa de bine se vede. Uită-te să vezi când ajunge la biserică, să vezi dacă nu cumva ajunge numai pentru părtășile de la final, dacă nu cumva ajunge numai pentru când ies ceilalți. Uite, se vede, se vede că atunci când biserica e în cântare, cântă, în timp ce altul stă și zice 1, 2, 3, 4, 5, 6 și știe bine câte lămpi avem pe tavan. Ei, e o diferență, de aceea spun, e, e importantă relația cu Dumnezeu. Așadar, domeniul căutării e bine delimitat de Dumnezeu, relația cu Dumnezeu este esențială dăm un mit. Minte sănătoasă îți trebuie atunci când faci o alegere. Minte sănătoasă. Știți că Dumnezeu ne-a dat minte ca să folosim mintea noastră ne-a fost dată să o folosim. Acum, poate unii dintre voi vă veți simți ofensați, domnule, ne spune fratele Nelu despre faptul că ne trebuie minte sănătoasă. Vai câtă minte îți trebuie când te însori. Știți de ce? Fluturașii prin stomac, hormonii la ei acasă și așa mai departe, și atâția oameni nu gândesc cu capul, gândesc numai cu inima și vai cât greșesc! Vai cât greșesc! Tocmai de aceea spun că e nevoie de minte sănătoasă atunci când faci o alegere de felul acesta pentru viață. Uitați-vă, robul lui Avram s-a asigurat că fata aparține unei familii pe placul stăpânului său. Acum vă spun ceva, V-am zis că vă vorbesc de la înălțimea vârstei mele. Îmi permit, place că sunt și ridicat aici să mă vedeți. Ei bine, vreau să vă spun, au românii proverbe deștepte. Îl știți pe ăla cu așchea? Cum e ăla cu așchea? Ia uzi la ei că o știți. Și altele. Și altele de felul acesta. Dani a văzut că sunt cotropitor și a tras <laughs> uh, Dragii mei, e așa de important să te asiguri, să vezi. Robul acesta lui Avram întâi s-a uitat să vadă familia asta. Cred că e o familie care e pe placul stăpânului meu. E așa de important lucrul acesta. Și de ce zic să folosești mintea? Ia uitați-vă, voi cum abordează omul acesta inspirat de Dumnezeu după ce s-a rugat în căutarea lui. Ați mai citit așa anunțuri matrimoniale? Ne întâlnim acolo, voi purta un ziar sub braț. Astea erau pe vremuri când erau ziare. Sau flore în pălărie, sau nu mai știu ceva, semne din astea. Cum să ne recunoaștem? mie îmi pare așa de interesant să văd omul acesta după ce s-a rugat, să vezi ce semn pune el înaintea lui Dumnezeu. N-a zis nici să cad o stea atunci când sunt eu la fântână, nici altceva. Știți ce a zis? Doamne, fă ca fata aceea care va veni la fântână și căreia eu îi voi zice simplu, dăm să beau. Și ea va zice, bea. Și voi da de băut și cămilelor tale. Aceea să fie fata. E bine, semnul acesta este atât de grăitor, atât de inteligent. De aceea spun că trebuie să folosești mintea când alegi. De ce? Pentru că nu a pus un semn de aiurea. Ci ce s-a orientat el? Fata asta putea, când i-a zis, dăm să beau, ăsta robul. Că era robul din familie. Imaginați-vă că era un bărbătoc. Toată regula. Și domnișoara, Rebecca... Cum era? Așa, o fată firavă a venit să ducă apă. Și să vină el să zică: Dăm să beau. Ar fi putut să zică: dacă era o fată a secolului XXI, să zică: iau sau la el. Pă, în loc să zici: Tu lasă-mă să scot, să-ți dau, să nu obosești, așa. Dar nu, ea n-a zis așa. Ce-a însemnat asta? Era o fată plină de respect, respectuoasă. Mai mult, bea și am să dau de băut și cămilelor tale. Ce-a însemnat asta? Pe imaginați-vă, fântânile erau adânci, apa trebuia scoasă din greu. Să te angajezi, să faci o astfel de muncă, asta înseamnă hărnicie. Hărnicie, bunătate, respect, hărnicie. Ce sunt astea? Astea înseamnă Caracter. De aceea zic că e important să-ți folosești mintea. De aceea e importantă mintea sănătoasă în alegere. Adică să alegi cu mintea, să gândești și să zici, Doamne, eu vreau să mă căsătoresc cu cineva pentru viață. Nu-i destul că mi s-a aranjat un pic astăzi că a venit la tineret și s-a făcut așa și așa. Eu am nevoie de cineva pentru viață care să fie lângă mine, la bine și la greu, în sănătate și în boală, în sărăcie și în belșug, până când moartea ne va despărți. Așa gândește cineva care folosește minte sănătoasă în alegerea lui. E așa de important, dragii mei, să înțelegem, viața ne poate oferi surprize de toate felurile. Astăzi îți merge bine, te căsătorești și peste două luni îți pierzi jobul. Mai stă lângă tine, sau nu? Sau peste un an de zile, peste doi ani de zile îți pierzi sănătatea? Mai e lângă tine? Sau nu? De aceea este așa de important să înțelegem că avem nevoie de minte sănătoasă în alegere. Contează așa de mult caracterul. De aceea spun domeniul căutării e bine delimitat să nu uitați de el. Relația cu Dumnezeu este esențială. Mintea sănătoasă în alegere este absolut necesară. Dăm un fa. Familiarizare sau cunoaștere, să zic altfel, ca să mi se potrivească fau ăsta, am zis familiarizare. Dar asta e cunoștere. E așa de important să-l cunoști sau să o cunoști pe aceea sau pe acela cu care vrei să faci casă? Cunoașterea este esențială. Au românii o altă vorbă. Trebuie să mănânci nu știu câtă sare. Câtă? Un sac? Vă asigur eu că dacă e un șmecher, mânci doi saci de sare și tot nu-l cunoști. familiarizarea este foarte importantă și vă rog să mă înțelegeți bine. Eu știu, tinerii sunt îndrăzneți, sunt curajoși. Am văzut, mi-a plăcut și m-am dus. Dar nu e așa, dragii mei. Un tânăr inteligent va înțelege și-a pus ochii pe o fată. Și-a pus ochii pe ea. Nu intră carușii cu tancul în Ucraina, nu. Altfel. Adică, întâi observi de la distanță. Te uiți. Cu cine se împrietenește? Cu cine vine la biserică? Când ajunge la biserică? Mai uite-te și cum se îmbracă toate spun ceva, ascultați-mă. Am spus că vă vorbesc de la înălțimea vârstei mele și veți zice voi, ăsta e așa, de, e de mult. Este de mult, dar ascultați-mă, toate acestea sunt indicii. Și acum lăsați-mă să mă întorc la poezia lui Blaga, dacă, dacă zicea că bătrânul tace și zice jocul și iubirea mea e înțelepciunea, lăsați-mă să am pretenția că vă vorbesc cuvinte de înțelepciune pentru voi cei tineri astăzi. Dragii mei, familiarizarea aceasta înseamnă că nu te duci deodată. De ce? Pentru că s-ar putea să creezi mari dezamăgiri. Dacă te duci deodată și te-ai aruncat am vrut să ne, ne vreau să ne cună. hai să ieșim noi pe corso astăzi, hai noi, așa. Uh, dragul meu, nu se face așa. Nu se face așa. De ce? Pentru că vei, vei da niște speranțe cuiva și când speranțele sunt uh, transformată în dezamăgiri, e mare necaz. Ai făcut o rană în sufletul cuiva. Și de aceea, țineți minte, bătrânul predicator din această seară vă spune despre o, o regulă a cercurilor concentrice. Cunoaște pe cineva așa de la distanță sau ca o spirală. După aia mai aproape, mai aproape, mai aproape și dintr-o dată te trezești că intri și tu în același grup de misiune în care ea. Dar după ce ai văzut, și mergi în același grup de misiune, și ai ocazia să vezi cum e între ceilalți, și după aceea zici: Uite, m-am gândit să. să mă lași, dacă vrei, să te conduc spre casă. Ce zici de asta? Ei bine, dragii mei, eu vă dau gândurile acestea ca să vă fie de folos. E așa de important, dragii mei, să ne familiarizăm. Uitați-vă, robul acesta a ajuns la fântână acolo, s-a întâlnit cu Rebecca și uitați-vă la el cum pune problema. A cui fată ești? spune te rog, vreau să știu ceva despre familia ta. Oare este loc pentru noi în casa tatălui tău? Ca să putem rămâne peste noapte, oare? Dragii mei, e nevoie de multă transparență, e nevoie de multă dedicare, e nevoie de multă sinceritate. Când a fost vremea mea? O știam pe Lidia o știam pe soția mea, nu era soția mea, atunci o știam din biserică, mă uitam cu drag spre ea, mă uitam de la distanță și a venit vremea când să mă apropii de ea. Da, dacă v-aș povesti, ați râde, da, na. E foarte interesant. Nu vă spun că după aia mă bășcăliți. <laughs> Dar fiți atenți, știți cât timp am discutat cu soția mea înainte de căsătorie? Cam cât credeți? Cât credeți că e bugăt, cum zice Ardeleanu? Cât credeți că e destul? Trei luni. Din astea trei luni, una am lipsit, am fost plecat la Suceava. Dar luna asta a fost ceea ce se numește în relații proba timpului. Și fiți atenți, nu erau uh, telefoane la îndemână. Avea ea telefon, culmea, tocmai luna aia s-o strica telefonul. Dar ascultați-mă bine. Am avut o abordare foarte directă și clară și precisă. I-am zis așa, Lidia... Așa de rușine mi-ar fi mie ca tu să-l cunoști acum pe Nelu Filip așa cum este el, și după căsătorie să descoperi că Nelu Filip e alt Nelu Filip. Și am propus atunci transparență totală. Am zis, dacă mâncăm saș de sare, dacă vrem să ne ascundem unul de altul și să arătăm numai poza aia frumoasă, ne putem ascunde. Dar dacă ne propunem să zidim ceva trainic, atunci avem nevoie de transparență. Și așa a fost. Transparență până acolo cât am discutat toate cele, și cele ce ne plac, și cele ce nu ne plac. Vă spun asta, dragii mei, ca să înțelegeți că e atât de importantă familiarizarea. Deci, două. E de la domeniul căutării, re, e de la relația cu Dumnezeu, mi este de la mintea sănătoasă în alegere, fa este de la familiarizare sau cunoaștere. Ce notă urmează? Do, re, mi, fa, sol, dăm un sol. După ce te-ai familiarizat, urmează solicitarea prieteniei. Adică, ce înseamnă asta? Știți voi că eu am avut de-a face de vreo două ori până acum cu fete care m-au abordat și a zis așa, păi discut cu băiatul ăsta de nu știu câtă vreme. Frate, dar nu zice nimic. Cum adică nu zice nimic? Zice el multe, dar nu zice ce trebuie să zică. Dragii mei, aș vrea să vă spun că în traseul acesta de căutarea iubirii pentru viață, trebuie să fie un moment în care se solicită prietenia în termeni concreți. Te-ai învârtit în spirală cercurile concentrice, te-ai învârtit, te-ai învârtit și ajungi la un moment dat și zici permiteți să raportez, mi se pare că sunt îndrăgostit. <laughs> uh, trebuie să fie un moment în care spui concret intențiile tale. Pentru că lucrul acesta contează nespus de mult. Uitați-vă, când s-au săturat cămilele de băut, omul a luat, după obiceiul vremii, omul a luat o verigă de aur de greutatea unei jumătăți de ciclu și două brățări grele de zece sicli de aur. S-a dus și a zis, gata! Pentru mine e clar... Și vreau să fac propunerea. A venit direct cu propunerea. Astăzi noi cu siclii, cum i Cu... Nu? <fie> no? <fie> Ce-o fi? <fie> și știu eu, căutați cadru din ăla, bă, ai de mine, nu știu cum. <fie> Dragii mei, uh, lipsa de fermitate și de claritate într-o relație nu miroase a bine. Vă rog să mă înțelegeți. Când cineva numă prietenie de dragul prieteniei, o prietenie fără finalitate clară, fără, fără o propunere concretă, fără planuri de viitor și celelalte lucruri, trebuie să îți pună semne de întrebare. Am venit o dată fată odată la mine, exact așa mi-a zis, frate, nu știu dacă ține la mine, nu mi-a spus niciodată, de atâta vreme tot ne ducem și tot venim, da? Nu mi-a spus niciodată. Și am întrebat -o așa. Am zis, spunem, ți-a făcut vreodată cadou? Ceva cadou ți-a făcut? Da. Poate vi se pare ciudat, dar am și întrebat și am zis, dar ce ți-a făcut cadou? Nu din indiscreție. Am vrut să văd cât dă pe ea. Că dacă îi dă cadou așa de 2 lei, dă 2 lei pe ea. E așa de important să fie un moment de fermitate, clar, în care există această solicitare a prieteniei, propunerea aceasta concretă. Dăm și un la. Mai dăm un la. La oaltă, deja de aici, după ce s-a făcut propunerea la o altă planificare. Ce înseamnă asta? Deja în perioada aceasta, pentru cei ce vin la consiliere premaritală, asta le spune, ați deja hotărâți și le spun, na, acum începeți să planificați. Adică ce faceți? Puneți temelia, fundația a ceea ce vreți să construiți. Lucrul acesta este nespus de important, nespus de important să planifici. Adică, ce să planifici? Cum vrem să fie viața noastră împreună? Cum am vrea să se întâmple în viața noastră? Uitați-vă, în pasajul acesta biblic o găsim pe Rebecca la drum, în pregătire. Știți ce făcea la drum? Mergea pe drum, robul era alături și, sunt sigur, că zicea, și ce-i place stăpânului meu? Ce-i place stăpânului tău? Ce-i place lui Isaac? Oare îi place să fiu îmbrăcat așa? Oare îi place așa? Oare îi place să mă port așa? Ea afla, se edifica tot mai mult, pentru că pentru a te căsători ai nevoie să te edifici, să vezi, să faci planuri. Știți ce? Căsătoria nu e un lucru simplu, vă rog să mă înțelegeți. Nu e un lucru simplu. Adică ei doi tineri, unul dintr-un capăt de țară, unul din alt capăt de țară, crescuți în două medii diferite, două familii diferite, obiceiuri diferite, valori diferite în familiile acelea, pune-i la oaltă și zic, de acum înțelegeți-vă bine. Un lucru complicat. Dar numai că tinerii aceia care își folosesc mintea, care știu ce trebuie să facă, vor planifica împreună și vor zice, bine, vrem să facem familie. Cum o facem? Cum ne raportăm la bani în familia noastră? Cum ne raportăm la, știu eu, spectacole în familia noastră? Cum ne raportăm la biserică în familia noastră? Toate contează că dacă unul vrea numai spectacol și tu vrei biserică, e bai mare. De aceea spun, e nevoie de un timp când la oaltă se fac planificări. Căsătoria este mult mai serioasă și nu poate fi luată pe apucate. Ea trebuie pregătită de fiecare dintre cei doi. Fiecare trebuie să contribuie la aceasta. Și vor face tot ce le stă în putință ca viața conjugală să fie cu adevărat o binecuvântare pentru ei. Dore mi, fa, sola, si. Sinceritate totală. Uh. Plecarea pe drumul acesta al vieții de familie presupune dedicare totală. Spun aceasta pentru că, vai ce mulți cred că urmărind interese mărunte vor putea să fie fericiți în viața de familie, nu. Uitați-vă, robul acesta, când s-a dus să caute, să caute. Mireasă pentru stăpânul lui. Vă rog să fiți atenți. A luat 10 cămile și a încărcat pe ele toată averea stăpânului. Adică, știți cum a pornit la drum? Sunt gata să pun la bătaie tot! Pun la bătaie tot! Asta știți ce a înțeles Rebecca din asta? Omule, ăsta e un om serios care mă vrea de nevastă. Ăsta chiar e un om serios. Dar nu vine la mine cu tinichele și cu nimicuri. Ăsta e un om serios. A venit la mine cu totul. Asta înseamnă ceva. Asta îi dă fetei o siguranță deosebită. Sinceritatea totală este esențială pentru că fericirea familiei depinde de felul cum fiecare dintre cei doi știu să abordeze familia. Cine pornește pe acest drum al familiei își arde toate corăbile în urmă. Nu-i drum de întoarcere. Se merge numai înainte și din acest motiv fiecare dintre cei doi sunt chemați să pună la bătaie totul, adică sinceritate totală. Nu mă interesează, nu las colțuri ascunse în viața mea, ci mă apropiu cu sinceritate totală. Și acum, ultima notă de pe portativ, Zida Maris. Un alt do, dar e un do din ăsta care vine deasupra a toate. Domnul implicat în toate. Adică vreau să vă spun, căutarea unui partener de viață lângă care să faci familie, căutarea unui soț sau căutarea unei soții, e un lucru așa de mare încât depășește capacitățile noastre omenești. Și tocmai de aceea este esențial ca Domnul să fie implicat în toate acestea. Pentru că factorul cheie în reușita unei familii este Domnul, și de aceea cei ce doresc să se căsătorească nu vor uita nici o clipă că au nevoie de prezența lui Dumnezeu în viața lor. Căsătoria nu este o loterie. Totuși, ea aduce cu sine o doză mare de necunoscut. Tocmai de aceea este important ca cel atot cunoscător și cel atot puternic să fie implicat în toate. Dragi tineri, asta mi-am propus pentru seara asta, să aduc în fața voastră aceste note, că tot vă place să cântați și tânărul ce face? Cântă și zice, jocul și înțelepciunea mea e cântul, e cântarea. Uh, mă rog Domnului ca fiecare dintre voi să reușiți bine în căsătorie. Din toată inima îmi doresc, nimic nu mă amărăște mai mult ca păstor decât să trebuiască să mediez conflicte de familie. Nimic nu-i mai trist. Dar nimic nu-ți dă bucurie mai mare decât să-i vezi pe oamenii pe care i-ai cununat cu ani în urmă. Să-i vezi târziu în viață când copiii mari, că vin ținându-se de mână la casa Domnului. Dragii mei, fericirea voastră atârnă în primul rând de Domnul. Dar vă rog să înțelegeți ceva. Fericirea voastră este strâns legată de omul, de persoana lângă care vă veți petrece viața aici pe pământ. De aceea, alegeți bine. Lăsați-l pe Sfântul Valentin în treaba lui. Lăsați sărbătoarea îndrăgostiților în treaba ei. Astea sunt lucruri lumești, sunt lucruri străine de noi. Oamenii credincioși vor ști că există un domeniu al căutării bine delimitat, vor ști că relația cu Dumnezeu este esențială în căutarea unui soț sau unei soții, vor ști că mintea trebuie folosită, rațiunea trebuie folosită în alegere, vor ști că e importantă familiarizarea cu cel pe care vrea să-l aibă alături, vor ști că este important momentul acela solicitarea prieteniei, momentul acela... În care hotărârea este luată, vor ști că la oaltă trebuie planificat viitorul, vor ști că e nevoie de sinceritate totală și vor ști că Dumnezeu este cheia în toate acestea. Domnul să vă ajute să luați decizii înțelepte. Amin.